Ridic din când în când. Bună seara, stimați telespectatori, la mulți ani, stimate telespectatoare. Iată, am ajuns să aniversăm din nou Ziua Internațională a Femeii, care îmbracă mai multe forme: femeia mamă, femeia iubită, femeia copil. Și nu putem să nu remarcăm ceea ce s-a întâmplat astăzi în țară. Poate niciodată nu am fost așa de bucuroși, așa de presați de flori, încât mă simt nevoit să nu mi-abandonez invitata. Și e vorba de profesor universitar dr. Silvia Curteanu. Emisiunea noastră chemându-se Femeia Eternă Poveste, și îmi permit să îi ofer și eu un buchet de flori. Mulțumesc și pentru flori și pentru invitație. Stimați telespectatori, astăzi vom continua să vorbim despre acest univers pe care noi îl definim ca fiind Universul Femei. Și, stimată doamnă Silvia Curteanu, aș vrea să vă pun o întrebare cât se poate de poetică. Pentru că, să spunem telespectatorilor, marea surpriză a vieții doamnei profesor universitar, inginer, doctor, așa e bine? Inginer, da, chiar da, inginer. Pentru că e și inginer. Spuneam de ce se poate întâmpla cu această sărbătoare la modul personal. Fiecare din noi dăm o dimensiune aparte sărbătorii în sine. Dumneavoastră ați fost la universitate? Astăzi nu. Astăzi nu. Ați curit sau? Nu. Ni s-a dat liber. A, mi s-a dat liber. Și cei care au avut ore, ce au făcut? Se recuperează. Deci tot studentul e cel care trebuie să plătească o ales parte ale conducerii. Nu cred că s-au supărat. Nu s-au supărat. Da, da, că cum se recuperează la universitate? Înțeleg, cadrul didactic la înțelegere cu studenții, când au timp să reface ora de curs, laborator. Dumnezeu, deci, care sunteți un om de știință, cu o precizie care nu poate fi contestată, cum credeți că un student dă la pace cu profesorul ca să recupereze niște ore? Credeți în seriozitatea acestui discurs de da, a recupera? Da. Da? Da. Da, deci ei știu că au primit liber cu recuperare, deci la primul curs, asta înseamnă în miercurea următoare, le las mai multe posibilități, nu le impun timpul de recuperare, când pot, când le convine. Adică o oră poate să recupereze în 10. Nu. Nu. Ca zi și ca perioadă. Dacă îmi spun după amiaza, vin după amiaza, au această libertate să alegem de comun acord timpul în care recuperăm orele de curs. Da. Dumneavoastră, eu am încercat să mă desenez și să umplu culoare momentul acesta de 8 martie. Dumneavoastră îl simțit altfel? Nu. Deci am simțit anum acum, 8 martie,
Așa, trei lucruri îmi vin în minte. Sărbătoarea de 8 martie, sărbătoarea femeii, dar a devenit sărbătoarea florilor. Parcă niciodată ca în acest an n-am văzut așa camioane întregi de flori și m-am oprit și m-am uitat. Deci avalanșa asta de flori parcă n-am observat-o niciodată și m-am uitat atent în... Câte camioane ați primit? Nu chiar camioane, nu. Nu, camioane nu, dar am primit flori. Dar asta m-a surprins. Florile, da. Foarte mai multe flori ca niciodată. A spus trei momente. Da. Pentru mine, că m-ați întrebat personal. Pentru mine, deci, ziua a mai avut o semnificație cu emoție, pentru că știam că vin la dumneavoastră în emisiune. Deci, și s-a întâmplat că e 8 martie. Așa. Și apoi... E de bine sau de rău? De bine. Și al doilea lucru, foarte emoționant, și anul acesta, ca și anii trecuți, florile pe care mi le trimit copiii. Îmi trimit un buchet de trandafiri. Copiii dumneavoastră. Copiii mei, da. Deci sunt în afara țării, nu e nicio problemă să... Sunt flori și în Germania, să știți că nu... Da, dar le trimit. Asta sunt flori românești de la o florărie din România. Numesc, asta e o semnificație... E frumoasă și face posibil ca floarea să ajungă vie și nu ofilită. Da, da. Da. Totdeauna fac fotografie cu buchetul și le trimit. Am o fotografie pe Facebook în care țin acel buchet, colegii mi-au spus, parcă aș ține un copil în brațe, pentru că... Da, astea-s florile, sigur. Da, și florile și faptul că vin de la copiii mei. Dumneavoastră care v-ați descoperit taina poeziei în momentul în care a dat COVID-ul peste noi, puteți să faceți această diferență între apăsa și nepăsare, da. Și în același timp puteți să vă spuneți cât de importantă pentru următorul pas este această sensibilitate nouă. Îmi spuneați că ați scris și când erați mai tânără, în sensul nu al bârstei, când mai ales a începutului de viață. Da, în adolescență. În adolescență. Adolescență. Atunci citeam foarte mult și scriam. Ați găsit niște poeme pe care le-ați recuperat și le-ați găsit? M-am și mirat. Nu-mi venea să cred unele din ele. Unele erau așa, da. Banale. Dar am găsit câteva porțiuni din poeme care nu venea să cred că scrise de mine. Da. Ce credeți că se află între senzualitate și gestul desenat sub formă de mângâiere? Asta e o ghicitoare cu mai multe răspunsuri. Că putem să ne gândim la foarte multe lucruri care pot fi puse între... Da. Dar... Nu, ca să nu enumerăm, să le spuneți pe toate. Nu, ca să nu enumerăm, putem să spunem doar atât: femeia eterna poveste, adică... Bravo. Dar o femeie pune întrebări sau răspunde la întrebările puse de viață? Și una și alta. Dar eu cred că mai mult pune întrebări. Pune întrebări, răspunde. Bine, pune întrebări când vine soțul acasă, unde ai fost, nu? Sau am putea să spunem, își pune întrebări și îți răspunde. Își pune foarte multe întrebări. E periculos aici, pentru că în momentul în care și-a pus o întrebare incorrectă, suferă adresantul. Da. Să știți, eu am să vă răspund la întrebări din punct de vedere subiectiv. Mă gândesc, știți... Da, cum... e subiectiv, da, că nu facem corul Gabriel Muzicescu, cine știe răspunde. Eu îmi pun foarte multe întrebări și caut răspunsuri și cer foarte mult de la mine. Deci îmi pun întrebări, caut aceste răspunsuri. Ar trebui să mai cunoască și vom discuta și lucrul acesta, telespectatorii, despre... Sunteți un pionier în inteligența artificială. În sensul că vă ocupați de acest subiect la modul profesionist de 20 de ani. Sau chiar peste 20 da, de ani. Da, nu pot să spun pionier, pentru că eu sunt totuși inginer chimist. Am colaborat cu
cei care fac inteligența artificială, respectiv partea de programare de la facultatea de calculatoare, dar pot să spun că este așa o mică parte de pionierat, pentru că domeniul de aplicații ale inteligenței artificiale în ingineria chimică l-am creat în facultate prin lucrări, doctorate care le-am condus, proiecte. Deci în facultatea noastră, care este totuși de inginerie chimică, deci am adus inteligența artificială sub această formă de aplicații și ca o cercetare interdisciplinară, deci în colaborare cu programatorii. Îl veți suna pe robotul de la guvern să-l ajuta să înțeleagă ce este România? Nu mi-am propus. Nu? Nu. Atunci, măcar pe președintele Iohannis, ca să-i spuneți. N-ar fi. Scurt și apăsat, nu? PSD, PSD. Da. Bine, bă, că nici nu insist pe a vă include în partea politică a chiar nu dialogului, pentru că știu că soțul dumneavoastră avea un apetit spre așa ceva, Ana, vă face revista presei după talk show-urile de la televiziune. Dar da, era foarte informat, nu numai în politică, în toate domeniile, și în privința asta era și foarte priceput în a selecta și mă obișnuise să fac așa o selecție, o sinteză. Da. Dumnezeu să-l odihnească. Mulțumesc. Să-i spunem, dar ați început să scrieți poezie și datorită scăpării sau dorinței de a scăpa de singurătate. Da. Erați închisă în casă, de fapt pandemia v-a închis în casă. Aveți o explicație științifică privind acest virus? Unii spun că e accident de laborator, alții spun că a venit maimuța peste lilieci. Care nu, nu, cu lilieci nu. Eu sunt, să zicem, accident de laborator. Accident de laborator. Da, dar nu vreau să... Nu, că ambasadorul Chinei la București nu este prezent da, în țara. Da, cu lilieci și cu... Nu, n-am crezut niciodată, nici de la început, de așa ceva cu nu se liliac și pandolinul, ce s-a întâmplat, că nu l-a fiert bine, nu. A fost așa, e părerea mea, n-am niște dovezi și informații precise. Poate și de aceea a fost așa de agresiv, nu? Pentru că în urma unor experiențe de laborator... Să spunea că, deci, iarăși, zvonuri, dacă m-ar auzi copiii care nu mai vorbi, asta e teoria conspirației, dar... Dar de ce conspirație? Fie, nu, pentru ce era să morim cu toții la Revoluție, nu? Pentru dreptul de a vorbi. Că dacă a scăpat, se spune că a scăpat nefinisat, neterminat. Și virusul. Da. Asta sunt ultimele. Nu mai aveam și Mirghel. Da. La ultimul luciu a fugit, a scăpat. Da. Oricum, o modalitate de... Ne-a speriat, într-adevăr. Am făcut și noi tot ce ni s-a spus, vaccin, închis în casă, dezinfectant, dar o modalitate de a lupta cu virusul respectiv, să nu lăsăm să ne ia timpul, a fost că am citit foarte mult și am început să scriu. Da, pentru că în anul 2021 ați scris 3 cărți. Poeziile erau scrise, nu am îndrăznit să public. Stați ca să ne înțelegem. Când le-ați scris poeziile? Așa, în majoritatea atunci. Câteva erau scrise. Da, nu, aveți dreptate. Majoritatea atunci. Duceți în derizoriu documentarea mea. Da. Inima are nevoie de spațiu pentru a iubi, așa cum creierul are nevoie de inimă pentru a se îndrăgosti? Inima și creierul, deci inima are nevoie de spațiu și creierul are nevoie de inimă.
Nu știu cât are nevoie creierul de inimă. Inima se îndrăgostește, creierul o oprește. Ceva creierul oprește, oprește. Deci dușmanul îndrăgostirii creierul, da? Da, da. Am înțeles. Când, dacă le-am vedea pe amândouă, mi-aduc aminte ce spuneți dumneavoastră, îmi rămân în minte chiar și de pe Facebook fotografii, creierul care ia inima de mână. Ia vino tu cu mine să stăm de vorbă. Deci există un conflict între, da, între cele două. Florile fac parte din reduta simplă a versului ce urcă până la cucerire, cum doar mâna mai știe lecția sfârșierii, cea fără de păcat? Da, florile, mai spuneți încă o dată ca să rețin... Dacă fac parte din reduta simplă a versului, da, 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 ce urcă până la cucerire, cum doar mâna mai știe lecția sfârșierii, cea fără de păcat? Da, eu, de exemplu, în poeziile mele, câteodată, nu... Foarte, foarte mult folosesc flori, mirosuri, deci chiar sunt niște motive și în diverse ipostaze, deci culoarea și floarea o folosesc foarte mult. Da, sunteți, sensibilitatea noastră poate fi explicată și prin această dragoste explicabilă față de floare. Ce vreau să vă mai întreb? Haideți să citim niște poeme. Da, deci din această carte, Gând în liman cu marea, am selectat o primă poezie potrivită pentru ziua de astăzi, deci să o dedicăm femeilor și vreau, pentru că o citesc, să vă mai spun un lucru. Spune. Nu știu de ce. Da. Eu când scriu, că am scris și eu despre iubire, despre dragoste, eu scriu la persoana întâi masculin. Eu scriu tot despre femeie. Am înțeles. Deci dumneavoastră vreți să fiți persoana care vă iubește. Nu, nu atâta. Eu nu... Nici asta. Nu. Eu scriu despre femeie, ca și cum aș fi cel care... Bărbatul care iubește, da, femeia. Da, da, ca să am, da, ca să am tot femeia să fie în poezie. Am înțeles. Cât ești de frumoasă, se numește poezia. Ce frumoasă ești când te privesc prin parfumul gutuilor pârguite. Ce frumoasă ești când pășești pe strate de lumină în sunete reci. Când te zgribulești în iarna nopților plictisite, când privirea îți devine pasăre călătoare, sfidând azurul. Ce frumoasă ești când în suflet crești. Da. O poezie ca o promisiune, se numește Făgăduință. Va fi de 3 ori vară într-un an, pe pământ, în cer și sub ape. Ne vom bucura de cântecele crinilor fluturi, ignorând delirul vampirilor și prefăcătoria fastuaselor amurguri de foc. Va fi de 3 ori vară într-un an, în sufletul, în ochii și în părul tău. Cu luna de paie s-o stingem cu argint și să nu regretăm joaca copiilor sori. Rămâne va vara cu multipla ei nebunie. Va fi de 3 ori vară într-un an, pe frunze, pe nori și pe izbăvire. Și mai ca pe un poem. Dă-mi, Doamne, albastru cel de toate zilele, ca să trecem cu rugăminte, da, către Dumnezeu într-un alt registru. Norii de Hiroshima pe cerul albastru ironic unduiesc pe armonice file în albastru cristal. Jucăușe podoabe pentru elefantești dorințe cerești ce se descompun algebric la înălțimea ochiului. Sub nori, la numai un gând de explozie distanță, stă pitica dorință a nerăbdării degetelor de a ieși cu cazmaua în strada bolnavă și de a icni până în vârful de fier. Mai urcăm 3 gânduri. Odată spălată, mașina cerului trebuie lustruită, căci sfinții nu uită proverbele cântărilor ascunse în nori de hârtie albastră. Da. Haideți să luăm pauza publicitară, după care să revenim în forță în poezia doamnei Silvia Curteanu. Din nou în direct, alături de invitata mea, doamna profesor universitar doctor,
doamna profesor universitar, inginer, doctor sau doctor inginer, Silvia Curteanu. De data aceasta nu vom mai folosi literatura academică și vom folosi poeta Silvia Curteanu. V-ați obișnuit cu acest apelativ? Încă nu. Nu? Nu. O să vă obișnuiesc eu. Poezia pe care aș vrea să o păstrăm și să mergem mai departe tot printr-o lecturare de poezie, nu ne îndepărtează de inteligența artificială. Eu v-am văzut în sală la Casa de Cultură Mihai Mursache când am aniversat Mihai Mursache. Da. Și atunci regizorul nostru, Radu Mihoc, a făcut un spectacol interesant, un dialog între actori și inteligența artificială. Mi-a plăcut foarte mult spectacolul. V-a plăcut? Da. Dați credit inteligenței artificiale? Da. El cred că a simulat chat-ul GPT care a apărut acum. Da. Deci personajele care apăreau erau răspundeau întrebărilor actorului. Și puneau întrebări actorului. Da, și simulau, deci aduceau vocea unei actrițe. A fost foarte frumos spectacolul și a pus și în valoare și poeziile. Interesant, mi-a plăcut foarte mult, am fost foarte atentă. Acum, ați recomanda unui student al dumneavoastră să facă un proiect de licență sau, știu eu, de doctorat? Da, numai temele mele de doctorat sunt numai cu inteligență artificială, nu, cu aplicații. Adică, exact ce a făcut Radu, să meargă la un poet, da, din opera unui poet și să provoace acest dialog. Da, interesant, nu este domeniul meu, pentru că nu mă ocup chiar inteligența artificială propriu-zisă, ci aplicații în ingineria chimică. Deci aici un informatician ar fi mai potrivit pentru un astfel de proiect. Da, deci fugiți așa de răspundere. Nu fug, dar și domeniul în care lucrez eu e inginerie chimică. Deci, da. Și? Inteligența artificială pe care eu trebuie să o folosesc este în inginerie chimică. Dacă i-aș da un astfel de proiect, nici n-aș ști să-l îndrum, să-l realizez. Aici, dumneavoastră, puteți să vorbiți despre materialele acestea care sunt de ultimă generație, care cresc, se nasc și cresc singure. Materialele? Da. La ce vă referiți? Păi, dumneavoastră să-mi spuneți. E chimia asta. Deci, în inteligența artificială, ceea ce mă preocupă pe mine sunt tehnicile de inteligență artificială pe care le pot aplica proceselor chimice și materialelor, într-adevăr. Acum, spunem că va exista un timp în care munca omului va fi înlocuită cu munca roboților. Da. Există o aplicație a inteligenței artificiale aici? Da, da. Deci roboții, deci programele după care funcționează și domeniile în care au pătruns, ceea ce vedem. Deci zonele în care acești roboți înlocuiesc munca omului se bazează pe inteligența artificială. Și cine construiește robotul? În principal, aici intervine o echipă, informaticieni. Și nu, dar omul, adică. Omul, pentru că folosește o bază de date. Deci robotul ăla trebuie învățat. Deci lui trebuie să... Păi spun eu, cum cerea din cabinetul primului ministru acel robot... Da, pentru că inteligența artificială inteligența artificială sau roboții, deci ei au în spate, ca să poată funcționa, ca să poată, să spunem, înlocui omul, au niște baze de date enorme ca să știe să facă față diverselor situații. Deci robotul are capacitatea de a sintetiza
nu? Acea bază de date și de a... Nu sintetizează el. De... Asta i-o dă omul. Pe cine dă răspunsul? Robotul, omul sau robotul? Dar el o alege din baza de date, pe baza unor cuvinte cheie, pe baza... Pe asta spuneam și da. Haideți să vedem ce inteligență artificială găsim în poezia Silvei Curteanu. Aveam o poezie care se chema Inteligență Artificială, scrisă mai de mult, dar... Și unde e? Da, nu, este așa... Am înțeles, e doar titlul. Nu, este Inteligența Artificială. Principiul era că inteligența artificială încearcă să copieze inteligența naturală, o am în cărți, însă nu... Nu reușește și omul va primi cumva o plată, între ghilimele, pentru asta. Sunteți leninistă. Păi cum mașina nu va fi la dispoziția omului? Da. Nu? Eu am întâlnit... L-am întâlnit pe Lenin într-un studiu privind inteligența artificială. Nu știu dacă el cunoștea termenul. Cred că l-a imaginat. Da, dar ca aplicație putea fi invocat și părintele comunismului. Da, asta fără îndoială. Haideți să vedem ce spune Silvia Curteanu. Transplant de iubire. Frumos. Pe al 29-lea inel al spiralei, răsuflu greu, pe obosita cale, împopaz de urcare. Urcare învârtejită în chinuri nesfârșită. După încă 29 de adormiri, prin secole trăite în amintiri, am pornit la vale în circular alunecare. Am călcat pe foi de iarbă și mi-am deschis palmele spre soare să te resfir printre degete. Ți-am înghiat somnul în culcușul viselor, te-am sorbit din ape întinse către mare, ți-am urmat pașii în ecoul ce ți-a întors chemarea, te-am adepostit pe ramură de curcubeu. Apoi lumina a plecat, capul a coborât și ochii s-au acoperit. Și în frigul dintre ghearele spiralei mi-am atârnat secătuita existență, așteptând pietrificarea după transplantul de iubire. Femeia poate fi studiată și sub formă de ecuații? Cu câte necunoscute ar trebui asta să... Nu, deci, sigur. Sunt mai multe aspecte și depinde de punctul de vedere din care privim. Dacă ne gândim la o ecuație ca un ansamblu de simboluri matematice, să o comparăm cu femeia care reprezintă o multitudine de sentimente, simțăminte, deci din punctul ăsta de vedere comparația n-ar putea fi făcută, dar din punctul de vedere a faptului că o ecuație are necunoscute și poate să aibă una mai multe sau nicio necunoscută, deci poate să fie greu de rezolvat, deci din punct de vedere al complexității, femeia poate fi considerată o ecuație pentru că este complexă și complicată. Cu câte necunoscute... E complicată pentru că se complică ea sau e complicată pentru că... Se și complică. Așa e? Este și complică, dar se și complică. Se și autocomplică asta. Da. Și în aceeași logică, câte zile ale din cele 365 de zile ale anului ar trebui dedicate femeii? Deci iar pot fi date mai multe răspunsuri, depinde dacă dă răspunsul un bărbat ce? Sau o femeie, dar chiar și o femeie... Nu, cum... O femeie, dacă dă răspunsul, da, e clar că e în favoarea ei. Nu. Nu? Nu. Deci eu n-aș spune 365, pentru că și femeia mai are nevoie de timp. De odihnă. Și de odihnă, dar de timp pentru ea, în care să fie singură, cu gândurile, cu preocupările. Păi atunci anul va fi de 720-30 de zile. Nu, din cele 365 își mai ia o parte și un sfert. Un sfert? E suficient un sfert? Nu cred, dar ca să nu exagerez. Da. Să fac o medie. Citiți. Am trecut prin vară, prin primăvară, trec la și la alte anotimpuri și anotimpul și anotimpurile sunt foarte mult prezente în poeziile mele. Să ajungem și pe la toamnă și iarnă. Da, ajungeți la niște anotimpuri care nu prea mai sunt. Da.
Haide să vedem. Așa, prin câteva zile reprezentate. Frunzele iernii. Ucenicii toamnei pictează curcubeu ruginiu pe șevaletul cerului siniliu, dar frunzele, părăsind pânza copacilor, și-au propus să se deghizeze în fulgi de zăpadă. Mai întâi au căzut toate, una câte una, una după alta, așternând plecăciuni pe răbdarea pământului și sperând la prima ploaie comandată de mercurul temperaturilor negative. Au așteptat. Au așteptat până ce suflarea le-a înghețat. Când primii fulgi de nea au apărut, toamna le-a oferit, leagând proaspăt de frunze moarte. Tot despre iubire, dar de data asta care naufragiază, naufragiul iubirii. Da. E noaptea sfârșitului de noiembrie, când frunzele își cântă jalea, imitându-mi privirea, imagine născute încă cu mine, cu tine și despre noi. E noapte de sfârșit de noiembrie și mă trezesc ferecat cu lanțuri grele în cetatea zgomotelor nebune. E nuntă în cer, cu stele mirese, în rochii de un alb căzător. Sună trompete în noaptea sfârșitului, alaiuri de care își pregătesc plecarea pe funii de apă ce înnoadă zarea. Delir pământesc de durere păgână, cu sfială, ușor mă tărăște de mână. Poți plânge de acum. E dezlegare de sfârșit de toamnă, pot plânge și eu. În strânsoare de cercuri concentrice și gânduri pe rictusuri simetrice. Da. Asta e destin de cifra 7. Se spune că la 7 ani se schimbă destinul, firea omului, organismul. E adevărat? Da, da. Da, așa se spune. Că și, sunt da, schimbări. Se referă doar la cei 7 ani de acasă, nu... Nu, deci și cei 7, deci după 7 ani, dar în continuare, din 7 în 7, probabil este rememorarea din celor 7 în 7 ani. Se... Apar schimbări semnificative. Știți cum, ca și cum după acumulările cantitative apare salt sau regres calitativ. Schimbarea asta da, poate fi. Totul e posibil. Dacă am ajuns să primim ordine de la... omul de tinichea, e clar că da. Totul e posibil. Da. Dar aici omul de tinichea este investit cu inteligență prin travaliul omului ăsta de carne. Da. Și cu mai puțin creier sau creier mai mult. Sau altcineva, știți? Exact ca om de tinichea, cineva da. S-o ocupă în spate de o bază de date. Dumneavoastră, lucrând în partea tehnică a Academiei, vă dați seama că intenția a fost bună. Hai să mai simplificăm munca omului care e trudit, care e stors, care e întins pe jos și să-i mai dăm un ajutor. Da, fantezia... Dar este, să știți, este un ajutor. Este, pentru că este. Nu, vreau să intru, nu vreau să intru în amănunte în ce înseamnă, da. Doar un singur cuvânt, dacă îl spun, simulare. Adică, da, da. Fără să înlocuiască omul, dacă exact, tot ceea da. Ce face, facem și un studiu prin simulare, este mult mai simplu decât un da. Studiu experimental. Exact. Deci, prin simulare putem face predicții, putem să ne uităm cât de cât în viitor și astfel... Putem aduce viitorul mai aproape de prezent. Da. Știți că am mai lucrat, nu mai vreau să intru în inginerie chimică, dar am lucrat inteligența artificială în medicină. Nu va înlocui niciodată medicul, dar îi poate fi de ajutor. Da. Îi dă niște indicații, da. Îi de dă niște repere. De ce spuneți că nu va înlocui? Pentru că eu am citit că există operația pe calculator. Da, dar... Nu? Și nu stă doctorul cu bisturiu. Nu, nu, face robotul, dar... Păi da, poate să-i tremure ochiul medicului trebuie să fie acolo, că dacă apar complicații... Asta adică e. Nu-l lasă singur. Asta e adevărat. Haideți să mai revenim citim. La destinul de cifra 7. Da. În iarna ultimului deceniu de pe coasta de vest au fost printate pe hârtie boreală întâmplări ciudate. Adăpostite de furia gândurilor și a timpului, în sticle pe fundul ocean și-au găsit sălaș. Într-o altă iarnă, de sfârșit de veac, de pe coasta de est, peștișorul de aur sau pântecul unei balene le-au adus la țărm. Și astfel a început schimbarea, de 7 la puterea 7 ani. Răsar cruci din asfaltul ce acoperă trupurile tânguitoare ale anelor, copaci și stânci cad sângerând sub roți dințate de animale blindate.
Albastru lacustru învolburează tăcerile și sechestrează privirile luminii. S-a pornit în delir reacția în lanț a atacurilor unor monștri invizibili. Iarna fuge îngrozită de pe coasta de est, de pe coasta de vest, găsându-și precarea de post pe sârma ecuatorului, iar lacrimi de petale din floare numără zilele sfârșitului. A fost? Nu a fost. A fost sau nu a fost, dar sigur nu va mai fi. Da. Mai am una. Aici, da. Cărți sunt. Mângâiere celestă. Mi-am înclinat capul pe umerii cerului, cerând răgaz de alint norilor și azurului. Mi-am scufundat privirea în adânc de ocean, să mânec setea de imaginație. Mi-am acoperit gura cu palmele pământului, oprind gustul amar al suferinței. M-am înodat în rădăcinile florilor, să-mi crească petale pe umeri, cerul să-și odihnească chipul ars de soare pe florile albastre ale umerilor mei. Da. E un recital interesant, un recital de poezie care vă aduce în fața întrebării: mai există lângă destinul omului de știință și destinul spiritual al poetului? Da. Păi asta vă spun eu că da. Da. Știți, am să pornez la o explicare științifică, stimularea creativității. Noi avem chiar așa un curs, stimularea creativității, opțional, pentru că din punct de vedere științific există acea zonă, creativitatea stimulată este foarte utilă și pentru inginerie, pentru proiectele inginerești. Da. Invers, dacă privim logica pe care o învățăm în inginerie, este utilă și poeziei. Deci eu cred că există în ambele sensuri o strânsă legătură și influență. Ce nu te lasă logica să greșești în poezie? Pentru că uneori poezia este salvată de enunțuri ilogice. Aparent. Da. Dar dacă autorul reușește să, poetul reușește să transmită fiecare, deci poezia eu o văd ca o imagine. Ea pare lipsă de logică. Nu știm și nu trebuie să știm ce are în minte poetul. Da. Dar dacă eu îmi formez propria imagine și găsesc un fir logic, consider că poetul a reușit să transmită ceva. Deci, spuneți că cititorul este cel care ar putea să salveze poezia acelui poet pierdut în spațiu. De asta sunt, nici putem să spunem că o poezie este bună și una proastă, dar putem să spunem ne place sau nu ne place. Da. Dacă ne place, am salvat-o. Da. Stimați telespectatori, am ajuns la o întrebare fundamentală: ne place sau nu ne place poezia? Eu cred că poezia din seara aceasta, lecturată, scrisă și trăită de Silvia Curteanu, este o poezie care trece acest examen. Stimați telespectatori, până la o viitoare emisiune, vă spunem la revedere! I'm not.